Activitățile premergătoare zile de 13 octombrie, Ziua Internațională a Prevenirii Dezastrelor Naturale, au continuat astăzi la școala specială Constantin Pufan din municipiu. Aici, pompierii mehedințeni au împărțit pliante cu informații despre dezastrele naturale și le-au vorbit copiilor despre cum trebuie să acționeze în astfel de situații. Am desfășurat o activitate de informare preventivă a copiilor și cadrelor didactice de la Centrul de Educație Inclusivă Pufan din orașul nostru pentru a prezenta materiale cu mod de comportare în caz de inundații, pentru că inundațiile sunt unele dintre dezastre naturale care se pot manifesta și la nivelul județului nostru. Elevii școlii au înțeles până la final că astfel de fenomene nu pot fi prevăzute și că, de cele mai multe ori, pe lângă pagubele materiale pe care le produc, acestea doboară și vieți omenești. E un caz de inundație. Am aflat de la domnii pompieri că trebuie mereu să fiu preventiv, că trebuie să apăr și viața celor din jur, dar să fiu și foarte atent cu a mea. Activitatea mi s-a părut foarte interesantă, deoarece am putut învăța lucruri care ne pot ajuta în viitor, precum dacă în caz că sunt inundații, să nu aruncăm apa, să nu aruncăm mizeria în apă, pentru că poluăm apa, să folosim saci cu nisip, să nu intre apa peste noi în casă, să nu ne împingem unii cu alții, să ajutăm toată lumea și să, în al doilea rând, să ne salvăm bunurile gospodăriei, dar în primul rând să ne salvăm pe noi înșiși. Ei au vizionat filmulețe care i-au atras foarte mult, prezentarea a fost în format electronic și a fost atrăgătoare pentru toți copiii noștri. Dovadă că ei au răspuns întrebărilor reprezentanților ISU-Mehedinți. Pe această cale le mulțumim pentru activitățile depuse în unitatea noastră. Există o campanie de prevenire și cu reguli de comportament în cazuri de calamități naturale. Le mulțumim reprezentanților ISU Drobeta al județului Mehedinți pentru derularea acestor activități în unitatea noastră și așteptăm în continuare în derularea și altor acțiuni. Pentru diminuarea și reducerea efectelor provocate de astfel de dezastre naturale, la nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Drobeta, sunt constituite echipe specializate pe diferite tipuri de riscuri, care intervin atunci când situația impune.